Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structurile secvențiale și alternative și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran 3 numere naturale consecutive, a căror sumă este n, ordonate crescător și separate printr-un spațiu. Sau mesajul nu există în cazul în care nu există 3 astfel de numere. De exemplu, dacă numărul citit de la tastatură este 636, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valorile 211, 212 și 213. Dacă numărul citit de la tastatură este 637, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul "Nu există". În algoritmul propus vom nota cu A unul dintre cele 3 numere consecutive a căror valoare ne dorim să o aflăm. Precedenta valoare în șirul celor 3 numere consecutive va fi A-1, iar următoarea valoare după A va fi A+1. Știm că suma lor trebuie să fie egală cu n și vom ajunge la concluzia că n trebuie să fie un număr divizibil cu 3. În cazul afirmativ, numărul din mijloc, adică A, va avea valoarea egală cu câtul împărțirii lui n la 3. În codul propus se utilizează variabilele n și a. Pentru variabila n se solicită utilizatorului printr-un mesaj corespunzător introducerea de la tastatură a unei valori. Cu ajutorul structurii alternative if se verifică dacă valoarea variabilei n are restul împărțirii la 3 egal cu 0, caz în care se determină valoarea din mijloc corespunzătoare celor 3 numere consecutive. Aceasta va fi egală cu câtul împărțirii lui n la 3. Cu ajutorul instrucțiunii print se afișează valorile respective. În cazul în care restul împărțirii lui n la 3 nu este 0, se afișează pe ecran cu ajutorul comenzii print mesajul "Nu există". La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 636, atunci pe ecran vor fi afișate cele 3 numere 211, 212 și 213. Iar dacă la o nouă execuție de la tastatură se citește valoarea 637, atunci mesajul afișat pe ecran va fi "Nu există". Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură două numere naturale nenule A și B, ce reprezintă numărătorul și numitorul unei fracții și un număr natural nenul D. Programul afișează pe ecran valorile numărătorului și a numitorului fracției simplificate prin valoarea D, separate printr-un spațiu, dacă acest lucru este posibil, sau mesajul imposibil în caz contrar. De exemplu, dacă A egal cu 12, B egal cu 15 și D egal cu 3, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valorile 4 și 5, iar dacă A egal cu 13, B egal cu 15 și D egal cu 3, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul imposibil. Pentru rezolvarea problemei, vom utiliza variabila A, în care vom citi valoarea numărătorului fracției, variabila B, în care vom citi valoarea numitorului fracției, și variabila D, în care vom citi valoarea prin care se dorește simplificarea fracției. În cazul în care atât valoarea variabilei A,
cât și valoarea variabilei b se împart exact la valoarea variabilei d, atunci fracția poate fi simplificată prin valoarea variabilei d și se poate obține numărătorul și numitorul fracției simplificate. Este cazul în care a egal cu 12, b egal cu 15 și d egal cu 3. În cea de-a doua situație se observă că cel puțin una dintre valorile variabilelor a și b nu se pot împărți exact la valoarea variabilei d și deci fracția nu poate fi simplificată cu această valoare. În acest caz, mesajul afișat de program va fi imposibil. În codul prezentat se citesc de la tastatură valorile variabilelor a, b și d. Se verifică cu ajutorul structurii alternative if dacă atât restul împărțirii lui a la d, precum și restul împărțirii lui b la d este egal cu 0, iar în caz afirmativ se calculează și se afișează numărătorul și numitorul fracției simplificate. În caz contrar, cu ajutorul instrucțiunii print, se afișează pe ecran mesajul imposibil. La execuția codului, dacă numărătorul are valoarea 12, numitorul are valoarea 15, iar valoarea variabilei d este 3, valorile afișate sunt 4 și 5, iar la o nouă execuție, dacă de la tastatură se citesc valorile 13, 15 și 3, pe ecran se afișează mesajul imposibil. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran în ordine crescătoare, separate printr-un spațiu, cele mai mari două numere impare strict mai mici decât n. De exemplu, dacă n egal cu 28, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valorile 25 și 27, iar dacă n egal cu 27, atunci, valorile afișate vor fi 23 și 25. În codul prezentat se utilizează variabila n. Cu ajutorul instrucțiunii alternative if se verifică dacă valoarea lui n este una pară, caz în care cele mai mari două numere impare mai mici decât n vor fi n-3 și n-1. În caz contrar se vor afișa valorile n-4 respectiv n-2 ca fiind cele mai mari două numere impare mai mici strict decât numărul impar n. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 28, atunci valorile afișate vor fi 25 și 27, iar la o nouă execuție pentru valoarea 27 introdusă de la tastatură, se vor afișa numerele 23 și 25. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran în ordine crescătoare, separate printr-un spațiu, cele mai mici două numere pare strict mai mari decât n. De exemplu, dacă n egal cu 28, atunci numerele afișate vor fi 30 și 32, iar dacă n egal cu 27, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se vor afișa valorile 28 și 30. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale și alternative în scopul rezolvării unor probleme.